Bine v-am prieteni! Ați văzut, PNL are un nou președinte, Nicolae Ionel Ciucă, domn general. Da? Mie mi se pare că domnul general, născut în Oltenia de altfel, a căzut într-un banc cu ardeleni. Știi bancul ăla în care merge ardeleanul către București, cu trenul, măi, se așează, puf, îl înțeapă ceva, se uită, bă, iată pioneza. Hm, stă, se gândește, cujetă, mai bine zice, bă, dacă trebuie, trebuie. O pune la loc și se așează. Da, ceva în genul ăsta este domnul Ciucă, da, aterizat în fruntea PNL. Sigur, asta nu înseamnă că uh, domnul Ciucă ar avea, sau premierul Ciucă ar avea uh, ceva peorativ în, în, în cariera sa uh, de la premier la președinte PNL. Aici problema este a PNL-ului. PNL-ul care n-a mai găsit pur și simplu în interiorul atâtor sute de mii de membri cu care se laudă. N-a da? mai găsit un om pe care să-l pună în față, tractorul. Sigur, calcule politice, domnul este premier, are undeva la 30% credibilitate, Câțu săracul undeva pe la 4, 5, 6, PNL-ul era pe la 16 pe ultima dată, noroc că a venit Rareș Bogdan, breaking news-ul PNL-ului, da? care, exact cum a zis data trecută, domnule, în 30 de zile rade în pensi pensiile speciale, acum a venit cu alte cifre, da? După 30 a venit cu 22. Băi, PNL-ul e la 22%. Doamne, ferește săracul Rares Bogdan să nu cadă în patima cifrei 69, că atunci ne-am dus cu toții, nu știu, batistuțele la spălătorie. Nu le mai spălăm aici. Bun. Acum, serios vorbim să vedem de ce a făcut PNL mișcarea asta, dacă are relevanță, dacă va fi consistentă, sunt și avantaje și sunt și dezavantaje. Bun, domnule, de câți ne-am săturat, o ajuns să stă la 5%, hai să în credibilitate, a dus partidul în jos, dă senzația de necopt, pentru că asta era impresia generală a lui, a lui Câțu. Domnule, are o pălărie mult prea mare, e necopt încă. Are idei bune, bune pentru economie da? și le-a dovedit. Dar până a fost premier da? și primele probabil două luni, după aia a început dintr-o dată să, să se, vadă el învârtoșatul mădular al puterii. Adică omul a început să se creadă stăpân. Nu se știe de ce. Scandal cu ăla de la USR, de la afară, mă interesează protocolul. După aia scandal, scandal, gata, respect protocolul, s-a uitat în stânga, s-a uitat în dreapta, nimeni nu era pe acolo, puf, al doilea ministru e ejectat, noi ce protocol, eu sunt Câțu. Ei bine, Câțu a ajuns mâțul, pentru că acum ca un mâț plouat, stătea acolo la, la congres, a și plecat înainte de vot, ceea ce mi se pare, păi, aici deja discutăm despre altceva, Spunea că nu vei face opoziție în partid, îi doresc succes noului președinte al PNL, dar la vot, da, ai plecat. Ai fost totuși președinte al PNL, pus acolo, împlântat, cum ar zice Ardenea. Al doilea avantaj pentru PNL. Da, într-adevăr, ați văzut ce la granițele României se simte nevoia unui om care să aibă certificare publică în a ne apăra. Și apărau ăsta, nu mai este o chestie să ne apere de sărăcie, să ne apere de nu știu ce, să ne apere de... Nu, nu, nu. Să ne apere de tovarășul Putin. Adică acolo merge în, în seva adâncă și pe care o credeam din filme, de pe Netflix, de pe Bruce Willis. Da? Ei bine, iată că filmele alea nenorocite se întâmplă lângă noi. Și atunci un general parcă îți dă senzația că, băi, parcă suntem mai în siguranță. Bun. Al treilea avantaj pentru PNL, da, am adus un om din afara partidului. Bun, e ok? Păi dacă nu mai ai nimic în partid, e ok și chestia asta. Bă, hai, adul, adul, tractor, îl vezi acolo, calm, echilibru, non-conflictual, păi parcă în vremuri de astea, ceva în genul ăsta am dorit cu toții. Dar să trecem acum la dezavantaje. Păi dezavantajul, să încep cu ăla primul, e chiar din avantajul ăla ultimul pe care l-am spus. A adus din afară, nu mai ai nimic înăuntru. A adus din afară, nu mai ai nimic înăuntru, mi-a arătat că măria rămâne și aceeași, da? dar pălăria se schimbă. Adică în jurul lui uh, Nicolae Ciucă, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, 20, bă, dar sunteți ăia din jurul lui Câțu. Mai lipsea Rareș Bogdan să vină, dar iarăși Rareș Bogdan apare pentru că lui îi place să fie breaking news. Și dacă nu poate să fie breaking news, dacă îmi lipsesc newsurile, ia repere un cerceaf roșu, galben și albastru sau îl vopsește în roșu, galben și albastru și începe să spună că e patriot. Da? mai lipsea Rareș Bogdan să vină la microfon să zică, ciucă președinte! Ciucă președinte, ciucă președinte și cumva din spate ăștia să aibă un, un uh, chestie de aia cu care fac eu la șemineu, știi, să, să fac, uh, să-i dau oxigen, da, un buhai de la așa, să îi dea presiune în plămâni. Ciucă președinte! Ciucă președinte! Aia mai lipsea. Adică s-a văzut pur și simplu un congres care era foarte... arăta... Mergea către butaforie, da? Oamenii de acolo cumva uh, se scremeau să aibă entuziasm, că este un nou început, că este... Este un nou început. A fost mai mult un fel de. Nu chiar priveghi. Dar, așa, o, o vizită la ambulatoriu. Ceva în genul ăla, a venit doctorul la PNL să vadă de ce naiba suferă. Da? Diagnosticul n-a fost exact. Bun. Adică erau aceiași oameni cu același uh, mimat entuziasm, ostentat entuziasm, da, de pe uh, scena. În care, nu-i așa, Florin câțu era adulat. Apoi, uh, vii să-mi spui că este un nou început. Uh, domnul Ciucă a venit și a spus, domnule, eu n-am făcut politică, recunosc că este asta, nu cunosc uh, politica și nu vreau să par ceea ce nu sunt. Impecabil discurs. Domnule, în sfârșit un tip care spune, aici nu mă pricep. Nu vreau să vă mint. Doar că. Eu nu știu dacă ține de politică sau nu ține de politică. Dar când vezi că iară sunt numiți oameni, așa, luați din partid și băgați în companiile de stat. Ai văzut că Institutul Cultural Român din străinătate ai făcut praf și pulbere cu Cezar Preda la Paris, cu nu știu care la, la Lisabona, cu nu știu care finul joană care e și popă finul nu joană la Istanbul sau la Ankara, pe unde... Adică, na, ce haznă am eu, da, ca să rămân la ardelenisme, ca în vagonul ăla spre București, ce haznă am eu că tu nu știi politică? Adică, și dacă știi politică, dacă era tot, era tot, așa, dacă nu știi politică, e tot așa. Mare șmecherie. Da? Adică nu s-au învățat, și aici e o problemă la liberali, nu au răbdare. Nu știu să-și facă politică de cadre nu știu să meargă la cei mai buni din, dintre studenți, dintre, dintre oameni de afaceri să le spună, uite domnule, noi suntem politicieni, ne dăm un pic în, în, spate, vino și preia chestia asta. Da, și vă dau exemplu cu apele române, acolo unde de la o spătăriță până la vânzător de plicuri de alea de cafea 3 în 1, da, toți au fost directori. Toți. Specialiști, dă afară că n-au nu prea miroase liberalism acolo. Da? Adică eu aș, aș, am așteptat asta. Băi, să vină să spună, începând de astăzi, da? nu voi tolera eu, generalul, premierul, președintele PNL, nici o numire politică în funcție. Domne, vom pune și problema da? pensiilor speciale, dar probabil nu zis cu pensiile speciale de jenă, că era, nu, era totuși rare și acolo am văzut că stătea cumva să aibă și el discursul, să vorbească, oare eu fi trecut prin cap, oare ce zic ăștia, că acum șase luni eram cu câțul președinte. Știi, și o roșie din sală de roșiața care n-a ajuns și pe obrajii lui. Da? Adică s-a făcut ceva, repet, o butaforie. Sigur că este de, a, de, de, așteptat și de, cum să zic eu, și ar fi bine să crească PNL-ul. Nu pentru că liberalii sunt senzaționali sau că sunt mai onești decât toți din lume, dar dacă lași PSD-ul singur, tată! Nici verdele pe bluza asta nu mai rămâne. Că ăia când sunt singuri, ai văzut ce știu să facă. Da? Adică, rad tot. O să, o să vină Putin o să uite, o să vină ăla la vreo și să zică lui Putin, mai bă, să cucerim România și Putin o să uite, dar ce dracu să cuceresc acolo, bă, să dau molozul la o parte? Nu vezi că a fost PSD-ul la guvernare. Da? Adică, o alternativă despre care e bine să credem că e de dreapta, dar nu e pe de dreapta, da? ar fi bine să existe la ceea ce credem noi că e de stânga și nu e prea de stânga. Da? Sigur, din sondajul prezentat la PNL, nu vă spun de cine că deja mă repet, da? ci că 22% PNL, 31% PSD-ul, lipsea usr ul De ce lipsea usr ul dacă ați observat în discursul lui Ciucă, și aici se vede, se vede clar că a avut un punctaj, Ciucă la un moment dat zice, domnule, suntem singurul partid de dreapta din România. Asta este replica dată lui Drulă, de acum câteva luni, care a spus, da, noi suntem partidul de dreapta din România. Adică bătălia pe partea dreaptă, sau ceea ce cred ei, sau credem noi, sau sperăm noi să fie dreapta, a început. Asta ce mi-arată? îmi arată că adevărata competiție, acolo unde va curge sânge, adevărata între da? se va da iarăși între cei de dreapta. Nu o să fie deranjat foarte tare psd o să rămână același mamut. Doamne, noi suntem psd cât vreți la pensie, 40%. Sigur că, dar stați un pic să pornească Madame Firea imprimanta, să vină și domnul ăla cu cu ștampila, că trebuie ștampila rotundă și nicio problemă. A, intră în faliment. Stai liniștit. Nu intră, că noi, luăm, noi știm să-mi datorăm. Pe partea dreaptă, în schimb, sau ceea ce credem noi că ar putea fi dreapta, acolo se vor ascuți foarte tare cuțitele până în 2024. De ce? În 2023, domnul Ciucă nu va mai fi premier. Ce rămâne din domnul Ciucă? Rămâne președintele PNL. Mai am mare șmecherie noi. Că nu mai ai certificarea extraordinară că ești premier. Da, să mă duc după tine. Ce mai rămâne din tine? Păi, Doamne, dă să se gata odată și conflictul ăla din, din Ucraina și nu mai rămâne nici generalul din tine. Adică, ok, ești general, dar acum ești tu la pensie că nu mai este război. Da? Și vine PSD-ul puternic. Da. E, și ce o să faci atunci? pnl o să se vadă în situația de a avea e, un președinte fără relevanță și un candidat fără relevanță. Vor începe inclusiv acolo bătăliile. Aceleași bătălii care se vor duce cu usr -ul. Că dacă n-ai relevanță, nici sondajul nu merge în sus. Pe de altă parte, useriștii vor profita, așa cum face orice partid de opoziție, de bâlbele pe care le dai una după alta, pentru că va fi greu. Da? Și preferabil să ascult un discurs USR care critică guvernarea decât să ascult un discurs aur care, în afară de frustrări, fără nicio soluție, dar numai frustrări și ură și furie, da? nu aduce nimic aurul. Da? Și atunci s-ar putea ca oamenii să uite un pic mai atent către USR. Și usr în mod evident, dacă scapă de, de, de șmecheria la aia că eu mai deștept decât tățău. Da? Și aia nu este vis-a-vis -vis de exteriorul partidului, ci în interiorul partidului. Acea, nu știu, cred că sunt vreo 10 oameni, 10 genii, dar niciun Nobel acolo. Ăla e baiul. Așa că va deveni un fel de, nu știu cum să-i zic, e bine că ai pus un general Ciucă premier, e bine că l-ai pus pe generalul Ciucă președinte la Partidul Național Liberal, dar Partidul Național Liberal, ai grijă ca în 2024 de la uh, ciucă al nostru nu cumva să treci la ciuca bătăilor. Așa, o mică atenție de duminică după masă. Sănătate!